V-a cerut cineva să nu se constituie? Nu te băga în față! Nu te băga în față, mă! Haideți, nu mai am pic, vă rog. Bună ziua! Nu mai am pic, vă rog. Acum nu mai am nicio funcție publică, vă mulțumesc. Domnule Ponta, să pregătiți personalul acesta. Am rămas la unitatea de premier. O veți da din... Rămâneți pe loc! Hai, Petrul, băi, care te-am făcut ca blumă la aia? Bună, aș cerut trimiterea dosarului înapoi la DNA. Trimiterea dosarului la DNA. Mulțumesc, nu vă satisface rechizitoriul? Ce v-a determinat? O să negociere între dumneavoastră și domnul Oprea să-și dea demisia. Vă dați cu nas mai devreme. Și din Camera Deputaților vă dați demisia, domnule prim-ministru. Nu veți face nicio declarație. Evident că nu fac, eu credeam că v-ați dat seama și chiar dacă strigați la mine. Sunt totuși persoană publică, sunteți în... Sărmâna, vă mulțumesc. De ce ați trimis dosarul la DNA? Din ce motiv? Vă mulțumesc, o zi bună. Dumneavoastră are aviz de la ISU pentru cofetărie? Mă un picuț să văd. Soția dumneavoastră are aviz pentru cofetărie de la ISU? De bună, vă urez. De ce am dat acest pas așa de târziu? Dacă îmi dați voie să ajung și eu la mașină, vă mulțumesc. Vă urez o zi bună. De ce ne împingeți? Eu vă împing sau dumneavoastră pe mine? Eu vreau. Vă mulțumesc și vă urez o zi bună. Este finalul de carieră, plecarea de în fundat.